E o diferență semnificativă între ce și-au propus oficialii atunci când au anunțat că vor modifica programul Prima Casă și valurile apărute deja pe piața imobiliară. Executivul vrea să mărească plafonul de garantare a creditelor de la 60.000 la 80.000 de euro. Nu știm când se va întâmpla acest lucru, dar observăm că unii dintre constructori își modifică locuințele gata făcute sau vor să ridice altele noi pentru a se încadra în suma mărită. Iar cei care vindeau apartamente sub 60.000, suma garantată inițial de stat, umflă prețurile ca să câștige mai mult. Dintr-o dată, un dezvoltator care se pregătește să lanseze un proiect în sudul capitalei și care cerea în urmă cu o săptămână 1000 de euro pe metru pătrat, vrea 1150. Asta în condițiile în care nu s-a publicat nimic negru pe alb cum că ar fi crescut plafonul pentru prima casă la 80.000 de euro. Apartament de două camere, confort 1 de comandat, un bloc nou cu loc de parcare inclus, complet prin sala cheie, de la 60-65.000 de euro, cu siguranță către 70-75. Schimbări fac și cei care au de vânzare locuințe mai scumpe. Dacă pe plan erau foarte multe apartamente cu 3 și 4 camere, atunci când le-au și construit fizic, au ajuns să construiască mai multe unități locative cu două camere. Există însă și curajoși. Într-un moment în care piața imobiliară este în derivă, ei vorbesc despre proiecte luate de la zero. Mai exact despre garsoniere și apartamente de 75 de metri pătrați, care să coste fix cât suportă statul. Este o veste bună pentru noi toți dezvoltatorii proiectelor imobiliare. Așteptăm să vedem dacă chiar se va și întâmpla și ulterior vom vedea ce modificări vom face. Și românii care au locuințe în blocuri dinainte de 89 își fac alte socoteli. Dacă acum se vând cu 60-65, atunci se vor cere în jur de 80.000 de euro. Scumpiri de 15-20%. Guvernul a promis că vom avea o formă finală a programului Prima Casă până în 15 februarie. Oficialii au dat însă de înțeles că intenționează să încurajeze în primul rând vânzarea de locuințe noi, nu așa cum s-a întâmplat până acum.